Lume multă miercuri seară în cartierul Obor, adunată pentru a-i întâmpina pe candidații USL pentru un mandat de deputat, respectiv de senator, Nicolae Florian și Niculae Bădălău. Cei doi socialdemocrați, împreună cu staful de campanie, au stat de vorbă cu oamenii pentru a-i convinge că sunt cei mai potriviți candidați pentru Parlamentul României, acolo unde vor face tot ce le stă în putință pentru a ajuta municipiul și județul Giurgiu să se dezvolte. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Pensii tăiate, salarii tăiate, duceți o viață din ce în ce mai grea și în momentul ăsta vrem să formăm un guvern care să vă aducă din nou bunăstare, să vă aducă demnitatea în casă și dumneavoastră și copiii dumneavoastră să reușiți să trăiți mai bine. Avem o echipă puternică, am format, după cum știți, o echipă formată din PSD, PNL, PC și așa mai departe, tocmai pentru a încerca să mișcăm țara și să facem ca oamenii să o ducă mai bine. Sunt alături de colegul meu, Floricel, care îl cunoașteți, alături de primarul Barbu, alături de colegii de la PNL, care le mulțumesc că sunt astăzi lângă noi. Și credeți-mă că această echipă, ăsta este scopul principal de a încerca să vă facă viața mai bună. Trebuie să terminăm cu hoția din țara asta, trebuie să încercăm pe municipiul Giurgiu să dezvoltăm industria. Suntem alături de Giurgiu, suntem alături de dumneavoastră și vă rugăm să vă implicați în această campanie alături de noi să putem să realizăm ceva pentru orașul nostru. Să aducem acasă giurgiuvenii care au plecat în altă parte să muncească, să creăm locuri de muncă, da? Să atragem investiții străine, să atragem fonduri europene, să putem să poată să refie și nouă mai bine. Deci noi nu vom rupe relația dintre parlamentar și cetățean, suntem giurgiuveni și asta cred că înseamnă foarte mult. Întrebați și dumneavoastră pe ceilalți candidați următoarea întrebare care trebuie să ne pune și nouă. Ce ați făcut voi pentru orașul nostru și pentru județul nostru și ce proiecte aveți pentru viitor? Este foarte important. Nu vorbe goale odată la 4 ani, să venim în fața dumneavoastră odată la 4 ani. Trebuie să muncim pe parcurs, să putem să realizăm foarte mult pentru orașul nostru. Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi, contăm pe sprijinul dumneavoastră și numai împreună putem să reușim. Vizita electorală a candidatului USL Nicolae Florian a continuat pe strada Pictor Grigorescu, unde în curând se va ridica un lăcaș de cult pentru locuitorii din zonă, o dorință mai veche a lui Nicolae Florian, sprijinită de un vechi prieten, cel care a oferit locația pentru ridicarea bisericii. Aici Ștefan a donat locul ăsta pentru Sfânta Biserică și aici, uite unde e săpat, am de asta primăvară încercăm, am săpat fundația și urmează să punem... Să turnăm fundația pentru o biserică de lângă, care după aceea va rămâne capelă pentru biserica mare care se va face în spatele ei. Și cel care a donat terenul este Ștefan Guțu, prietenul meu, colegul meu, colegul meu de facultate, de care eu acum mă mândresc foarte mult și cu care mă mândresc foarte mult. Era necesar o biserică. Da. Și pe asta o să facem. Dacă ne aștept bunul Dumnezeu, îi turnăm acum fundația și să vedem când începem... N-am apucat, am mai construit o biserică la Sfântul Ioan Rusu și... Mai peste tot. Da, mai peste tot. Am mai întârziat-o pe asta că n-am avut autorizație de construire la Tălătin și după aceea când m-am apucat de alaltă, a venit și autorizația. Încercăm să facem și una și alta. Să fii sănătos, să mai dăruiești. Candidatul USL Nicolae Florian a continuat să discute cu giurgiuvenii chiar și după lăsarea întunericului, explicându-le importanța prezenței la vot, dar și a faptului că este nevoie de un giurgiuvean veritabil în Parlament, care va rămâne mereu alături de orașul în care trăiește și care știe cel mai bine care sunt nevoile oamenilor și cum îi poate ajuta pentru a duce o viață mai bună.